Biblia spune să cercetăm scripturile pentru că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Liber de orice doctrină, de orice tradiție și mai mult decât atât, acceptând adevărul, vă veți bucura cu adevărat de împărăția lui Dumnezeu. Ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc, pentru cei ce urmează adevărul? Biblia spune, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Știați că există o zi foarte importantă de care au uitat aproape toți? Este uluitor faptul că numai câțiva oameni sunt informați despre această zi, chiar dacă ea este una din cele mai importante zile din istoria omenirii. Această zi nu se rezumă la o zi din trecut, ci se referă și la prezent, dar și la viitor. În plus, ceea ce s-a întâmplat în această zi neglijată poate avea un efect serios în viața ta. Și mai mult decât atât, ultima profeție a Bibliei ne descoperă că ultimul război va fi cu privire la închinare. Între închinarea adevărată și închinarea falsă, între legea lui Dumnezeu și legile oamenilor, între semnul fiarei și semnul lui Dumnezeu. Poziție neutră nu există. Toată lumea, în viitorul foarte apropiat, va trebui să primească unul din cele două semne. Lumea, în viitorul foarte apropiat, se va împărți în două categorii. Cei care vor primi semnul fiarei și cei care vor primi semnul lui Dumnezeu. Această zi va fi fatală în aceste ultimele zile înainte de revenirea Domnului Iisus, deoarece este vorba despre loialitate. Cărui Dumnezeu slujește? Atunci cărțile se vor da pe față și cu toții vom vedea cărui Dumnezeu am slujit. Vine ziua judecății când nimeni nu va avea nicio scuză. Aceasta reprezintă o zi care, prin alegerea noastră, se va trasa destinul nostru începând chiar din acest moment. Cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Printr-un simplu test a căzut lumea în păcat și printr-un simplu test va trebui să treacă lumea în conflictul final. Pentru că acest conflict este foarte aproape. Trebuie să știm mai multe despre această zi. Dacă vrei să cunoști mai multe evenimente uimitoare despre această zi, urmărește cele 25 de întrebări, dar nu cum ai făcut-o până acum, ci fără preconcepții, cu sinceritate și cu dorința de a afla adevărul. Să rămânem, deci, la aceste scris. Prima întrebare de astăzi este: în ce zi obișnuia Iisus să se închide? Biblia spune: a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Deci, înțelegem cu claritate că obiceiul Domnului Iisus era să se închine în sabat. Când Domnul Iisus a fost pe pământ, El s-a închinat în sabat. Dacă noi suntem copii al lui Dumnezeu, atunci la noi se vor remarca anumite semne și anume vom urma exemplul Domnului Iisus Hristos. Noi îl onorăm pe Iisus supunându-ne Lui, nu punând cerințele omenești în locul cerințelor sale. În această ocazie am descoperit în ce zi obișnuia Domnul Iisus să meargă la templu să se închine. Biblia spune: deci cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat.
Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și cine va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iisus te cheamă. Este încă o șansă în care te poți întoarce la Iisus. Biblia spune, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu refuza. Thank you.